Marionetele care fac istoria și cei care o suportă. Două comentarii pe Instagram. Salvarea din lașitate prin ipocrizie. Primul comentariu aparține prietenului Horea, un om cu suflet de aur, dar căruia îi place să bage ipocriților bățul prin gard. România e țara becului care pâlpâie și a celor două lipsă de lângă el și a igrasiei din clădirile publice și a pereților înfloriți de mucegai din orice pasaj sau parking subteran, și a marcajului strâns sau șters, și a WC-urilor care put apișat, și a celor cărora toate astea li se par firești. Au urmat înjurături, una după alta, dar și poziția ipocritului. România e țara mănăstirii din deal și a mâncării dăruite cu drag, și a cămeșei moștenite din străbuni, și a iubirii de țară purtată de tineri din orice comună sau oraș, și a măiestriei mării sau a masivului și a câmpiilor pestrițe, și celor ce li se par firești. Trec peste grețoșenia clișeelor cu mult uzata cămeșă din străbuni și peste măiestria dealurilor și câmpiilor. Chiar măiestre sunt. Nu asta e important. Semnificativ este că nu știu de unde a răsărit inexplicabil la noi românii acest firesc gest iluzoriu al salvării din starea de lașitate prin cea de ipocrizie. Poate că această meteahnă cruntă a făcut să reacționăm doar cu cămașa în gură, vorba celebrului banc, în loc să cerem politicienilor să se preocupe nu de tranzacționarea valorilor țării și de propriile funcții și averi, ci de situația în care se din ce în ce mai precară a societății. Cred, atâta cât pot eu să pricep din ce ni se întâmplă, că mai ales datorită acestei faze salvări prin ipocrizie patriotică, i-am creat, de fapt, pe majoritatea politicienilor pe care îi avem azi. De fapt, a fost ca un fel de anulare a spiritului critic față de conducătorii politici, așa cum se întâmplă de obicei în alte nații normale la cap, când oștea țării se îndreaptă spre gard. Dacă citești Eichmann la Ierusalim, a purtat asupra banalității răului, cartea Hannah Arendt, rămâi cu imaginea clară a personalităților politice, cei care fac până la urmă istoria popoarelor, dar și despre cei care sunt obligați să suporte această istorie uneori de neînțeles. Izbitor, cu cât ne apropiem de contemporaneitate, politicienii noștri au dezvoltat tot felul de gesturi de acceptare a unor complicități pierzătoare pentru țară, de comportament de slugi, respectând ordinele celor mai puternici, în slujba cărora se pun pe fondul mereu același de îngenunchiere, autoiluzionare, refuzul de a gândi cu propria minte și o eternă pasivitate față de soarta propriului popor, care nu are decât vina de a exista. O situație similară cu ceea ce trăim astăzi, descrisă de doi dintre marii intelectuali ai acestei țări, condusă și azi de marionete giftuite. Întâmplarea s-a petrecut în lagărul pentru deținuți politici de la Salcea, în care acești doi importanți intelectuali, Alexandru Paleologu și Ide Sârbu, au fost închiși și chinuiți. Pedepse corporale, corvezi, înjurături, mâncare cu vier. Pe atunci, România era condusă tot de marionete ale Moscovei. Paleologul a vrea să relateze cum Ide Sârbu, Gari, a povestit o întâmplare din tinerețea sa clujeană. Era într-un asfințit de toamnă, la Cluj, într-un parc, într-o perioadă când frunzele mai sunt agățate de copaci și se auzea foșnetul lor. Am simțit undeva în apropiere niște ființe umane, dialogând, parcă în șoaptă. Cred că sunt niște îndrăgostiți aici, să nu-i deranjez. Am făcut câțiva pași mai încolo și am dat de ei. Erau doi inși care se căcau. Așa se întâmplă și cu noi astăzi. Credem că avem politicieni care gândesc pentru soarta noastră. Îi vedem la TV, cu cravate și costume, aparent preocupați de soarta țării, de cei săraci, de pensionari, de cei cu bori grele. Plimbă câteva dosare pe holurile Parlamentului preocupați, se întâlnesc în ședințe, discută, se ceartă, dând impresia de mare preocupare. Fac pe interesanții, plătesc interviuri la televiziune, joacă rolul politicienilor responsabili, spun cu morgă că sunt asumați și că le pasă, bat mătănii pe la biserici, sărută mâini de înalți prelați, mănâncă slănină și mici, precum bou de contribuabil, făcând eforturi să fie crezuți că le-ar păsa de altceva și de altcineva în afară de conturile și virele lor
de propria bunăstare și bogăție. Există un autor, Jeremy Paxman, care pare că știe fiecare manevră pe care o fac politicienii pentru a evita să răspundă la întrebare dificilă la care animalul politic caută un permanent răspuns. Cum să facă în fiecare zi să ne păcălească? Astfel, în cartea lui, descoperă că prim-miniștrii au pierdut adesea un părinte în copilărie, că Anthony Trollope este romancierul preferat al politicienilor, că Lloyd George l-a vânat cândva pe Jack Spintecătorul și alte asemenea curiozități, în opinia mea, puerile. Cartea merită totuși citită. De unde vin politicienii? Cum se aleg ei? Ce fac ei toată ziua? Și de ce caută puterea? Toate aceste întrebări și multe altele sunt abordate în analiza palpitantă lui Paxman asupra acestei rase ciudate și evazive, animalul politic. Cartea, ce să spun, este interesantă, dar mai mult amuzantă. Mi s-a părut mai aproape de ceea ce trăim călătoria în noaptea lui Louis Ferdinand Selin, care nu se sfârșește niciodată. Ferdinand Bardamil, personajul principal, trece ca și noi prin viață cu o singură credință. Nu poți supraviețui decât dacă înțelegi că absurdul și răul sunt singurele adevăruri ale lumii. Doar așa rămâi în picioare. Restul, de la încredere în ajutorul oamenilor, la dragostea unei femei, sunt aiureli care te doboară. Călătorie la capătul nopții este o capodoperă pentru că pune în scenă hiperbolic absurdul existențial. Marile minți ale culturii franceze nu se feresc să constate valoarea acestei cărți extraordinare. Eroul metafizic al lui Selin este acest omuleț mereu în mișcare, între Chaplin și Kafka, dar mai înverșunat decât ei, îi descoperi aici perplex, încercat, rătăcit, nedumerit, atacat de pretutindeni, totuși treaz, pe neobosit piept, dând de obosit piept cu absurditatea, cu prostia, cu răutatea într-o lume făcută din coșmaruri teribile și fără noimă, spune Philippe Solea, în cuvintele lui, iar cuvintele lui Philip Roth ca o ghilotină. Selin este prostul meu. Așa cum Ion de Sârbu credea că în spatele tufișurilor din Parcul Clujean sunt niște îndrăgostiți care șușotez vorbe dulci de dragoste, noi facem la fel. Credem că în spatele imaginii publice a acestor politicieni îngenunchiați în fața stăpânilor străini se află patrioții care își apără și păzesc interesele României. Fiindcă între țări, după cum știm bine, nu există prietenii, ci doar interese. Dar greșim fără nicio îndoială. Aceste cohorte de trădători care se ascund în spatele imaginilor publice trucate, care ni se livrează fiecare seară la TV, se află doar niște marionese, niște agramați care se cacă pe destinele poporului. Sunt ei, politicienii creați de propria noastră idilică ipocrizie.